Invitat în emisiunea Obiectiv România, primarul Mircea Gutău a ținut să-i asigure pe râmniceni că municipalitatea va continua investițiile în școlile din Râmnic, precum și lucrările de modernizare a străzilor și extinderea rețelei de gaze. Pentru acest an, ca prioritate, am prins din bugetul local să finalizăm sediul Vămii. Știu că sunt foarte complicat. Se termină sediul Vămii? Să terminăm sediul Vămii, să putem face schimbul cu actuala, vamă, să devin proprietari pe actuala vamă și după aceea să accesăm fonduri ca să o modernizăm, să facem o autogară și să fie, dacă să zic, un centru nodal pentru transport și ar exista fonduri pentru această... Există surse, axe de finanțare? Deocamdată așa se spune, dar concret nu se știe nimic. Deci o prioritate din buget înțeleg că este educația. Tocmai ce vorbeam de educație în prima parte a emisiunii. Apoi terminarea sediului Vămii. Sportul, trebuie să ținem echipa de handbal pentru că cu un buget este al șaselea buget la nivel de țară și se află pe un loc extraordinar de bun și merge foarte bine și trebuie susținută în continuare. După aceea avem asfaltări, străzi de asfaltat. Avem în acest străzile an, în ce ordine vor fi asfaltate? Vă întreb, că mai, probabil se uită cele care sunt mai rele, mă refer acum calea lui Traian. Trebuie continuată asfaltarea de unde ne-am oprit, da? Măcar până în centru, până la podul Vinere Mari. Mai avem în Ostroveni de făcut. Avem foarte mult, dacă mai avem vorba aia, dacă mai avem bani, mai avem de asfaltat tot timpul. Avem de făcut, lucrăm acum pe strada Poinari. Se fac rigolele, s-au făcut pe jumătate din stradă, se vor continua rigolele până la capăt, până la intersecția cu strada Morilor, după aceea trebuie să vin cu un strat de asfalt. Pe urmă, nu mai vă spun, sunt extraordinar de multe străzi pe care le avem în plan și încercăm să le facem. Dar îi rog pe mulțumim să înțeleagă că nu se pot face toate. Am promis că bag gaz pe strada pe Bâlciului. Din bugetul local. Tot din bugetul local. Că restul doar vrajă. Doar vrajă și filozofie. Au spus, gata, sunt fonduri, gata, s-a făcut. Am făcut toate documentele. Acum ne-am împotmolit. Când gata, când se lăudau liberale, că au băgat ei gaze. Nu! Bani pe Bâlciu sunt băgați de bugetul local. Că am promis oamenilor că le bag gaze. Așa voi face și anul ăsta. Voi prinde cel puțin o stradă, două străzi, unde vom introduce gaze pe banii noștri. 11 milioane de euro ar trebui să primească municipiul Râmnicu-Vâlcea din Planul Național de Redresare și Reziliență, însă primarul Mircea Gutău susține că banii pot fi cheltuiți doar pentru achiziționarea de autobuze electrice și amenajarea de piste de biciclete și acuză pe guvernanți că nu au negociat alocarea fondurilor pentru investiții cu adevărat importante pentru comunitate, cum ar fi introducerea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare sau gaze naturale. Cei care au făcut pe PNR-ul condițiile la Bruxelles semnate au stat în genunchi. Și banii sunt dați acolo unde au vrut cei Uniunea Europeană. Și dacă vreți o părere sinceră, au fost dirijați în așa fel, încât noi românii să nu-i putem cheltui, să întoarcă banii înapoi. Înapoi. Cum îți spui tu mie că îmi dai municipiului, reședinței, județ, 11 milioane de euro, banii mei pe care se cheltuiesc și îți spui pe ce se cheltuiesc? Pe autobuze, pe piste de biciclete. Și pista de biciclete, atenție, noi ce vrem să facem o pistă de biciclete Stolniceni, Răureni, Colonia Nuci, să vedem pe la Mihăiești, să întoarcem în Căzănești cu Păcelul, ne dă un preț per kilometru care nu include decât pista propriu-zisă. Ca și cum ai face pista printr un lan de porumb, știți? Și numai pista propriu-zisă. Dar eu aici trebuie să facă rigolele. Trebuie acoperite, trebuie să pun balustrada pe partea străzii, trebuie să modific stâlpi de lumină să-i duc lateral dreapta. Și atunci costurile care îmi dă Uniunea Europeană se ridică la maximul 40%. Am eu capacitatea să vin cu cofinanțare de 60% ca să fac aceste lucruri? Nu am. Păi și ce veți face cu cele 11? Facem de cât avem, cele 11 milioane le vor lua înapoi. Pentru că dai pe ce? În afară de autobuze, nu avem. Noi am depus proiecte pe tot ce... Pe toate avem SF-uri făcute și puzuri pentru străzi. Continuarea străzii pe care acum o facem în spatele mall-ului, pe 4 benzi, le-am impus celor care au terenul să facă acea stradă. După aceea am făcut un puz cu o stradă care merge până în nord și un pasaj de trecere peste calea ferată. În momentul de față nu avem finanțare pentru ea. Pentru că au spus că intră pe axa pe PNRR și acum, chiar zilele trecute, am primit vestea că nu se mai încadrează la PNRR. Și avem proiectul făcut. Vom încerca să găsim, dacă nu, nu știu.
Deci, practic, așteptăm cele 11 variante. Milioane de euro alocate Râmnicului din PNRR... Nu cred că vor fi. Eu personal nu cred că vor putea fi atrase, pentru că dai pe ce? Că trebuie să ești obligat să le cheltuiești. Cred că populația, oamenii au înțeles foarte bine. Îți dau bani, dar să-i cheltuiești pe anumite obiective. Să iei autobuze electrice, la ce mai trebuie mie autobuze de moment ce am 35 luate pe mai alt proiect? Mai luați 35 ca să ce, nu ce se fac cu ele? Ca să le țin în curte? Ce se fac? Ca după aceea să am ce să plătesc reparațiile lor? Ce se fac? Deci e strigător la cer ceea ce se întâmplă. În loc să-ți dea voie să faci altceva, să faci... Să introduci gaze, exact. Să introduci gaze, exact, un proiect. Când am văzut că acest proiect este foarte cerut de oameni și foarte bun pentru români, l-au blocat. Și nu mai este eligibil. Nicăieri. Nu. Au băgat citile, deci... așa încă nu mai este.